În domeniul construcțiilor uh, ai întotdeauna uh, și, și în cel, nu, sigur și în alte domenii, ai de învățat. Nu există noțiunea că uh, ai, uh, ai făcut atât de multe când nu mai ai nimic de învățat. De fiecare dată uh, vei construi altceva care va fi unicat, vei construi altceva care este altfel decât ceea ce ai făcut înainte. Uh, Tocmai de aceea, probabil că domeniul, nostru este atât de frumos, pentru că nu este unul plictisitor. Dacă vrei într-adevăr să te dedici construcțiilor, nu te vei plictisi deloc toată viața. Aceste satisfacții, până la urmă, fac parte din această plăcere de a fi inginer, de a fi inginer constructor. Din păcate, din păcate, nu, nu a fost prezentată Frumusețea meseriei și frumusețea șantierului. Șantierul sau activitatea în proiectare are un specific pe care îl simți doar dacă îți este prezentat cu foarte multă dibăcie de către oamenii cu experiență. Altfel se pot vedea zilele friguroase, zilele însorite, cu noroi, cu Șube, Ei, lucrurile astea, într-adevăr, pot să te descurajeze pe tine ca un tânăr care nu-i mai bine să mergi un, să lucrezi la un calculator. Dar, una peste alta, domeniul în, este din ce în ce mai automatizat, din ce în ce mai mult digitalizat și modernizat. Pentru că este extrem de mult de construit. Se construiește altfel. Fie că vorbim de clădiri vechi pe care vrem să le renovăm, fie că vorbim de clădiri noi care vrem să aibă o arhitectură spectaculoasă, fie că vorbim de dezvoltări edilitare sau de drumuri, în moment cantitativ construcțiile sunt mult mai multe decât înainte, și calitativ. Însă oamenii sunt ce în ce mai puțini care sunt implicați în construcții. Deci, prin urmare, activitatea cea fizică pe, de care, pe care noi imagineam noi când vorbeam de construcții va fi înlocuită într-adevăr de mașini, de utilaje, de uh, roboți. Uh, Salutare, numele meu este Alexandru Năfureanu, iar acesta este podcastul Constructiv, o inițiativă a Fundației Academice a Universității Tehnice de Construcții București. Alături de noi azi, după cum se poate vedea că am schimbat și locația filmării, noi în studioul nostru obișnuit, îl avem pe domnul Cristian Erbașu, director general al Construcției Erbașu, președinte al clusterului TEC și președinte al Federației Patronatelor Societăților în Construcții. Bună, bună ziua! Bună, bună! A, toate episoadele de până acum de la podcast le-am început cu aceeași întrebare, așa că nu veți scăpa nici dumneavoastră de ea. De ce ați ales meseria de inginer constructor? Ei, um, erau alte vremuri. Am terminat exact în 90, eram în clasa 12 când a fost schimbarea de regim, când s-a trecut la economie de piață. Eu nu vreau să fac construcție, ca să fie foarte clar. Toți prietenii mei din liceu sunt uh, în Politehnică la automatica, electronică, electrotehnică și prietenii mei cei mai buni acolo mergeau și în general în, din liceul meu plecau în acea direcție. Abia în 90 când a avut loc schimbarea, tatăl meu a hotărât să destul de repede, la vreo 5 luni a hotărât să schimbe statutul ca să zic așa, din director tehnic la una din cele mai mari companii de construcții din București, avea peste 15.000 de oameni, se ocupa de tot. era o companie, cum era pe vremuri o singură companie care făcea toate drumurile, rețelele din, din București Societ se chema și să-și facă o firmă. A luat-o practic de la zero în mai iunie cu 20 de oameni, evident dintre cei cu care lucrase el în ultimii ani înainte de 90. Văzând un pic lucrurile în ce direcție eu iau, având de, practic de, de mic copil, de, mergeam cu tata, mergeam și cu mama care și ea era constructor în proiectare, Simțeam totuși acest, această, această uh, agitație din construcție, pentru că o simțisem în familie, de multe ori petrecusem săptămâni întregi, vara, în vacanță, pe șantiere, cu, mergând cu tatăl meu. Ok, el își vedea de treaba lui, eu rămâneam pe acolo să ba cu unul, ba cu altul, dar fără, fără să vreau și fără să știu, îmi intrase, practic, sub piele microbul da, da. Acum, trebuie să, să ținem cont de faptul că înainte de 90 deci, constructorii aveau într-adevăr o activitate foarte laborioasă, știți, se construia foarte mult, s-a construit foarte mult în, în acea perioadă. Erau foarte multe compa companii de stat, mari trusturi de construcții. Deci în, în domeniul construcțiilor era o prioritate resursa umană, erau foarte facultățile aveau foarte mulți studenți, facultățile de profil, apropo de Acum, cred că raportul e de la 1 la 5, cred că erau de 4-5 ori mai mulți studenți în acele perioade în, în construcții și cred că și în alte facultăți. Deci așa a fost, am văzut acea transformare ca o oportunitate. Am simțit că, că trebuie să schimb dorința inițială de a merge în Politehnică și să, să merg spre construcții. Nu eram neapărat convins că voi lucra alături de familie, dar vreau să am tangență cu domeniul. Eram, eram totuși, mă gândeam că în noile condiții s-ar putea să fie un interes foarte mare pentru un tânăr să aibă o activitate în construcții și mai trebuie menționat faptul, încă nu se întâmplă în 90, dar constructorii au fost primii care s-au privatizat, practic, și au format, au avut antreprenori au avut un spirit antreprenorial foarte dezvoltat. Deci, firmele de stat, trusturile, marile trusturi s-au mișorat de la un an la altul multe din ele s-au privatizat pe MEP, au devenit practic proprietari acolo în firmele lor, dar foarte mulți au plecat și s-au dus și au făcut propriile firme, de la firme mici care au crescut treptat, deci a fost, a fost o, o foarte mare emulație, să zic așa, și practic fenomenul de privatizare a, a acestui domeniu a fost mult mai pregnant față de alte domenii care au rămas centralizate mult timp, chiar și după 90. Deci, chiar și aici, constructorii pot să spune că au fost uh, antreprenori, inițiatori, au, fost, uh, au perceput foarte bine schimbarea de regim, trecerea de la un sistem centralizat de la unul de piață. Ca student, cum ați fost? Ce pot spune că uh, au fost întreprimi. nu contează dacă au fost primul sau. Uh, 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 ce vor, am intrat primul, am și primul ca student, dar nu cred că asta este relevant. Important este să fii printre primii și să știi că, încă din perioada studenției, ca și în, anterior, în perioada liceului, e o prioritate pentru tine ca om să acumulezi, să te pricep, să, să știi că poți să. să, 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 să Uh, ai uh, cunoștințe suficiente pentru a-ți desfășura o activitate uh, consolidată, pentru ca toți cei din jurul tău să se poată baza pe tine. Nu cred că poți deveni un om valoros neavând cunoștințe, începând cu cunoștințele de bază și ulterior cu cunoștințe de specialitate. Uh, Mi-a plăcut să fiu cinstit să, să studiez, deci pot să vă spun că uh, a fost, chiar simțeam nevoia la un moment dat, dacă aveam o perioadă foarte lungă de relaș, să revin să, să studiez. Într-adevăr, trebuie să... Alții au, un, un, au anumite calități practice, mult mai dezvoltate și mai puțin cele de a, de a studia. Eu cred că le-am îmbinat și pe unul. Nu, nu eram genul care să stau la birou cu zilele. Dar simțeam nevoia să, să studiez. Îmi plăcea foarte mult matematica, fizica, în special materiile exacte. Nu am o memorie foarte bună a numelor proprii, de exemplu. În schimb, cifre și tot felul de, de algoritme le, le asimilez foarte repede. Deci una peste alta eram și în domeniul construcției, ca și în domeniul, eu știu, electronici, dacă mă duceam, eram oarecum în zona mea de confort. Ce nu v-a plăcut în facultate? Era încă, am prins încă, din păcate, uh, Imediat după 90 nu se schimbau toate, se punea încă foarte mult accent pe memorie, se punea foarte mult accent pe uh, cunoștințe acumulate într-un timp scurt, uh, foarte uh, cu un volum mare de, de informații care veneau uh, într-o perioadă foarte scurtă și care trebuia să le reții. Uh, și care de multe ori nu se bazau uh, pe uh, logică. Dacă aveai o memorie bună era suficient ca să poți să iei note mari. Din punctul meu de vedere lucrurile astea s-au diminuat și a fost foarte bine pentru că nu erau, uh, nu erau uh, un uh, mod care, prin care să se dezvolte Creativitatea și, și capabilitatea, un, capabilitatea unui uh, specialist tehnic de a, de a uh, soluționa și de a uh, face uh, de a soluționa uh, proiecte. Uh, de altfel, și în acea perioadă erau oameni, într-adevăr, buni și oameni care erau simpli executanți. Nu erau toți uh, și din punctul ăsta de vedere. Pot spune că, din păcate, în facultate erau lucruri foarte bune, erau lucruri, materii de bază care se făceau și îți dezvoltau inteligența, mentalul și te ajutau ca ulterior să poți să-ți să, să dezvolți cariera, însă erau și foarte multe lucruri care inuti, erau inutile, care se învățau la kilogram, cum s-ar spune, și care în ulterior mulți. Am discutat cu foarte mulți colegi, prieteni, care spuneau, nu m-am mai întâlnit și nu mi-a folosit la nimic. Erau lucruri care, într-adevăr, erau foarte dificile. Nu erau, erau, în mod normal trebuiau studiate, de exemplu, la masterat, la doctorat. Încă în 90 nu exista noțiunea de masterat, era facultatea, doctoratul se dădea pe, se făcea pe vremea aceea ca o formă de recunoașterea unei cariere, nu era o formă superioară de studiu pe o nișă uh, mai, uh, mai, pe, uh, pe o nișă mai strâmtă din domeniul construcțiilor. Acum doctoratul, termin facultatea, după aceea faci masteratul și continui nu cu un doctoratul. Un supra specializare de fapt. Da, este de fapt o, supra, o specializare din ce în ce mai nișată și mai uh, pe, pe, un domeniu din ce în ce mai uh, specializat, mai de supra specializat specializare. Atunci era altfel. Doctoratul era de multe ori, făcea, la 40, 45, 50 de ani, ca o încununare a cunoștințelor acumulate într-o carieră de 20-25 de ani. Dumneavoastră, când ați făcut doctoratul, erați deja implicat în activitatea firmei de construcții? Nu, nu. Deci chiar nu pot spune. Am avut... Era mai mult o joacă, era mai mult o. nu aveam responsabilități, dar mă implicam cât credeam de cuvință, cât era și dădea rezultate. Dar nu pot spune că prioritatea, cât a fost facultatea, masteratul și doctoratul, prioritatea a fost școala. Însă când aveam ocazia și știu că mai ales în relațiile cu uh, companiile străine care veneau în perioada anilor 90 evident era mai ușor pentru un tânăr să intre în contact cu, cu ele. În această relație cu aceste companii mă implicam și a fost extrem de util. A fost extrem de util pentru că pe lângă cunoștințe pe care le acumulam la uh, școală sau cunoștințele pe care le-am acumulat în bursele în care am fost, uh, avei uh, uh, acumulai cunoștințe prin acest contact direct cu oameni cu experiență. Cu o altă experiență decât cea pe care o regăseai în propria ta țară. Acum România s-a integrat, este mult integrat, poate nu 100% în, în modul de lucru european, mondial, dar este aproape și nu ne mai dăm seama de diferențe atât de mari prin modul de lucru. Ei vin aici, noi ne ducem acolo să lucrăm, însă atunci lucrurile erau complet diferite. Oamenii se simțeau ca din două luni diferite. Și Orice contact cu reprezentanța unor companii sau dacă chiar lucrai cu ei pe anumite proiecte îți aducea niște cunoștințe extraordinar de utile și cu cât asimilai acele cunoștințe, cu atât și pentru tine, dar și pentru companie dacă la care lucrai, era mult mai benefic și te dezvoltai mult mai repede. Care e cel mai important lucru pe care îl considerați că l-ați obținut după finalizarea facultății? A, nu, sunt multe, nu, nu se face o prioritate. După finalizarea facultății, lucrurile au fost întotdeauna au avut două nuanțe. Am fost, mă uitam în două direcții, nu știam exact dacă voi rămâne, de exemplu, în facultate să mă devin cadru didactic. Am cochetat inclusiv cu acest lucru pentru că am făcut doctoratul cu frecvență. am fost plecat la bursă în, la Londra, m-am întors, am terminat în 2001 doctoratul. Și a fost o oarecare uh, dorință de a merge în continuare pe, pe linia aceasta. Mi-am dat seama că, pe de o parte, uh, îmi plăcea foarte mult să fiu într-un alt uh, ambient, mult mai dinamic, iar, pe de altă parte era nevoie evident și de mine, nu doar de mine, dar și de mine. Business-ul tatălui meu se dezvoltase foarte mult și într-adevăr avea nevoie și el ca să aibă oameni de încredere alături, nu numai pe mine, erau și alții, era unchiul meu, erau alți directori, dar mai ales în, de exemplu, în relația cu companiile străine cu care o dezvoltasem de-a lungul timpului, uh, aportul meu putea fi uh, și era din ce în ce mai mare. Și atunci trebuia să aleg dintre cele două variante. Nu puteai face bine niciuna nici, nici alta Dacă le, 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 le încercai să, încercam să continui. Uh, prin urmare, chiar în uh, 2004, am uh, sau în 2003, nu, în 2003 am luat cartea de muncă de la facultate, că era cu cartea de muncă pe vremea, aia, și am uh, mutat-o la companie. Și în momentul acela am rămas doar uh, ca și consultant, practic, la facultate, încă vreo 3-4 ani, prin primul, primul 2007-2008, și uh, practic m-am dedicat 100% activității în companie. Acum, nu s-a rupt totul, adică mi-au rămas colegii, prietenii și relația cu universitatea, cu mediul academic a continuat. Și continuă și acum, și este foarte strânsă și mi-e foarte dragă. Pentru mine era într-adevăr un moment de. Uh, chiar și de relaxare, dacă pot să o consider, când veneam la facultate. Faptul că aveai, uh, aveai uh, legătură cu niște oameni foarte inteligenți, cu niște oameni care gândeau lucrurile mult mai complex decât viața de zi cu zi dintr-o companie faptul că cunoșteai niște tineri care, fiecare privea lucrurile din altă perspectivă realizai faptul că până la urmă oamenii și omenirea în general este extrem de complexă fiecare om este individual și aveam timp atunci să, să judec Vis-a-vis -vis de dezvoltarea fi oamenilor și modul în care ei progresează. În dinamica dintr-o companie, de multe ori, de multe ori uh, uiți mai faci treaba asta, să te mai gândești că totuși oamenii de lângă tine, fiecare are viața lui și uh, cred că perioada aceea m-a ajutat foarte mult în modul de abordare al oamenilor cu care lucrez, chiar și acum în companie e ceva în momentul în care ai ales strict cariera asta profesională, antreprenorială, e ceva ce v-a lovit cel mai tare inițial? Ceva la care nu vă așteptați? Sau au fost lucrurile așa cum vă așteptați? Nu, nu, niciodată nu poți să spui că te aștepți, îți creezi câteva borne principale, dar restul ține de mai mulți factori de pregătire, de rezistență, de noroc, de oamenii cu care uh, uh, ai, uh, interacționezi în cariera ta. Deci sunt mulți factori care te, te influențează. De ce? Dacă observ, înainte de toate, uh, am discutat tot timpul de oameni. De o, pentru că, până la urmă, aici este toată cheia, în orice fel de uh, instituție în orice fel de companie, în orice fel, orice fel de, de, activitate de business. Până la urmă. Uh, da, în orice fel de activitate. Nu chiar activitate, că sunt și activități uh, in, uh, mai individuale, să zic așa, individualiste, în care oamenii își pot face o carieră lucrând singuri. Au doar tangență uh, din când în când cu uh, eventual clienți. Să aici, în construcții, de fapt este una din puținele meserie în care un inginer constructor nu lucrează el direct, lucrează cu alți oameni. Alți oameni fac treaba, iar el prin ei, prin muncitori, prin... chiar și în proiectare. Acum, în proiectare, adevărat, nu mai există prin înainte de senatorii sau... dar un constructor, mai ales dacă urma să fie și manager, șef de grup sau de colectiv sau director, trebuia să aibă o foarte mare eu știu dezvoltare în direcția aceasta psihologică a omului. Pentru că dacă el nu, el nu avea anumite calități native împreună cu cele care se șlefuiesc, se dezvoltă, prin, prin, activitatea zilnică, nu avea capacitatea să coordoneze oameni care erau foarte diferiți. Unul și atât de vedere intelectual, cât și de vedere uman. În general, de exemplu, în, în, sunt în anumite activități, cum e în medicină, sau, în, sunt mai E, mai uh, mult e uh, liniate uh, pregătirile, nivel, nivelurile de pregătire. E, aici ai, ai o marjă foarte mare și trebuie să știi cu fiecare să discuți, pentru că ai, uh, ai uh, surpriza, oameni de la care uh, nu ai așteptări mari să primești foarte mult. Și invers. Oameni de la care te aștepți să, să, primești ca și rezultate pentru colectiv sau pentru un grup foarte mult, să nu dea randament, pentru că ei nu sunt capabili să lucreze în colectiv. Ei sunt poate foarte buni individual, dar nu, sunt, nu aduc o, o plus valoare foarte mare într-un grup. Către ce ați recomanda unui student în momentul ăsta să se aplece în, din timpul studiilor? În afară de studii, ce ar trebui să mai facă suplimentar? Întotdeauna el trebuie să aibă uh, 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 o viață, uh, să-și formeze o viață de constructor. Ați forma o viață de constructor nu ți-o faci numai în bibliotecă, sau numai, evident, ți-o faci, de exemplu, în, ca, într-o catedră lucrând cu uh, cadre didactice pe anumite proiecte sau mergând pe un șantier sau făcând uh, în afară de practică uh, implicându-te în proiecte la început mai ușoare uh, pe uh, zone mai uh, poate mai uh, simple mai uh, scurte adică proiecte mici. Uh, și fără să ai neapărat o responsabilitate majoră, să ajuți pe alții care într-adevăr au responsabilități în activitatea pe care o fac. Pentru deci, că în felul ăsta încep să uh, înțelegi, încep să uh, simți ce înseamnă activitatea de constructor, care nu este numai aceea pe care o vedem noi, uh, extrem de complicată, cu multe cifre, formule și uh, foarte multe teorii, uh, care într-adevăr uh, trebuie să recunosc că Facultatea de construcție o facultate grea, este o facultate dificilă și uneori chiar neplăcută. Adică nu e, de, poate, e, poate fi monotonă dacă nu ai norocul să ai un dascăl care să-ți prezinte lucrurile dintr-o dintr anumită perspectivă. În schimb, activitatea de constructor odată desfășurată în, în mediul natural. Fie că este într-un birou de proiectare, fie că este pe un șantier, fie că ești în alte... Uh, poți să, fii, să faci administrație de edil în zon, o zonă administrativă. Uh, este foarte uh, satisfăcătoare, îți aduce satisfacții. Uh, nu toate, uh, nu toate activitățile îți aduc uh, o asemenea intensitate în uh, în, în, Eu știu o intensitate a, a, plăcerii, nu, a plăcerii de a finaliza un o, de a finaliza ceva. În primul rând în construcții vorbim de lucruri mari, de lucruri care se văd, toată lumea le, le vede, al doilea lucru Implică foarte mulți oameni. Ulterior, foarte mulți oameni utilizează acel, acea, acea lucrare. Durabilitatea a ceea ce tu creezi este foarte lungă de foarte multe ori peste durata vieții tale. Sunt niște, sunt niște satisfacții pe care nu ți le poate oferi ori în uh, multe meserii. Uh, nu ți le pot oferi multe meserii. Uh, aceste satisfacții, până la urmă, fac parte din această plăcere de a fi inginer, de a fi inginer constructor. Uh, din păcate, din păcate, nu, nu a fost prezentată uh, frumusețea uh, meseriei și frumusețea șantierului. Șantierul sau uh, activitatea în proiectare uh, are un specific pe care îl simți doar dacă îți este prezentat cu foarte multă dibăcie de către oamenii cu experiență. Altfel, se pot vedea zilele friguroase, zilele însorite, cu noroi, cu. Șube, Ei, lucrurile astea într-adevăr pot să te descurajeze pe tine ca un tânăr care, zic, nu-i mai bine să mergi eu să lucrezi la un calculator. Nu-i bai că acum și treptat, treptat lucrurile vor merge în această direcție. Se lucrează extrem de mult pe calculator oriunde în construcții și vor apărea roboți, vor apărea digitalizarea este în plină în, în plin avânt în domeniul construcției, un domeniu care, într-adevăr, a rămas în urmă. Tradițional, Există. de fapt. Nu numai în România, da. dar este tot în lume. A fost un top la nivel european și pe cât de digitalizate sunt anumite uh, anumite industrie. Uh, industrie sau nu neapărat, uh, anumite specializări. Au luat și agricultura, au luat... Numai pescuitul era mai, mai rău decât construcțiile. Uh, cred că pe de altă parte uh, acest top, acest studiu care a fost făcut, nu a fost în întregime uh, corect pentru că uh, nu a luat anumite aspecte. Însă una peste alta, una peste alta uh, domeniul în, uh, este din ce în ce mai uh, automatizat din ce în ce mai uh, mult digitalizat și modernizat pentru că este extrem de mult de construit se construiește altfel fie că vorbim de clădiri vechi pe care vrem să le renovăm, fie că vorbim de clădiri noi care vrem să aibă o arhitectură spectaculoasă, fie că vorbim de dezvoltări edilitare sau de drumuri, în moment cantitativ construcțiile sunt mult mai multe decât înainte, și calitativ. Însă oamenii. Sunt din în ce mai puțini care sunt implicați în construcții. Deci, prin urmare, activitatea cea fizică pe care noi imagineam noi când vorbeam de construcții va fi înlocuită într-adevăr de mașini, de utilaje, de roboți. Și oamenii, în momentul de față, o organizare de șantier pe un șantier nu suportă comparație cu ce era acum 30 de ani. Era nu știu ce era acum, acum 10 ani? Acum o organizare de șantier este aproape ca un birou uh, într-o clădire. Uh, standardul la care se s-a ajuns și se va ajunge, progresul va fi uh, extrem de accelerat, uh, va fi într-atât încât, uh, practic, uh, oamenii vor putea uh, construi uh, o mare parte. Într-un timp relativ scurt, o mare parte din lucrare din birou. Deci, așa cum se proiectează în birou, prin intermediul mașinilor, vor putea, vor putea construi practic cu roboți din birou. Evident, încă nu s-a descoperit mașina care să facă, să pună zidărie sau mașa dar sau uh, sunt tehnologii avansate în care în loc să ai nevoie de 10 muncitori ai nevoie doar de doi uh, și nici măcar nu trebuie nu trebuie ca aceștia uh, să uh, aibă o uh, eu știu, o acumulare de cunoștințe o specializare de 10 ani de zile ca să devină uh, maestru, maestru zidar. zidar. Să, vină, să devină calificat. Deja acum, datorită uh, revoluției materialelor din construcții, uh, fenomenul de construire a devenit mult mai ușor și obții calitatea dorită pentru că ai foarte multe uh, materiale ușor de uh, manipulat, ușor de pus în operă. La meseria dumneavoastră de inginer constructor, că presupun că în primul rând vă considerați inginer constructor. Asta sunt Ce vă primul. place cel mai mult? Acum trebuie să considerăm faptul că, deși mi-a plăcut să fiu inginer constructor și să stau un șantier, nu am avut parte de cât mi-aș fi dorit. A trebuit destul de repede să, să activitatea de management, de administrație într-o companie. Asta a fost istoria mea, ca să zic așa. Însă și acum când mă duc pe un șantier îmi face foarte mare plăcere să stau, îmi propun să stau o, o jumătate de oră maxim și stau în două ore. E adevărat că din păcate în ultimii ani din ce în ce mai rar am uh, făcut acest lucru, dar uh, știu că într-adevăr uh, Plăcerea de a găsi soluții care par foarte complicate pentru oamenii care nu se ocupă cu așa ceva este extrem de... de nu că e mare, dar te încarcă extrem de bă, pozitiv. Într-o zi în care tu ai găsit soluții care sunt... Are un impact, până la urmă, soluții asupra unor proiecte, ai, sentiment, ai, sentiment, ai sentimentul că practic poți să munții. și asta o simt, o simt toți inginerii, dar și deci, dacă observați să știți, inginerii, mai ales cei din, din execuție dar și cei din proiectare, dar mai ales cei din execuție, sunt extrem de siguri pe ei, se simt foarte uh, puternici tocmai pentru că realizează astfel de, de uh, lucrări construcții mari care ulterior, practic, sunt utilizate de un număr foarte mare de oameni, de populații întregi. Deci, ți, ți se creează o încredere foarte mare dacă lucrezi în construcții. Constructorii sunt extrem de, să zic așa, oamenii pot să spună, sunt sigur pe ei, sunt oameni care știu că Trebuie să ia decizii importante și au capacitatea să ia astfel de decizii. În general cei care nu au astfel de o astfel de capacitate nu prea reușesc să rămână în domeniu sau intră se duc devin așa uh, intră în anumite dacă rămân în domeniu în anumite departamente unde fac și ei acolo niște hârtii dar nu progresează rămân într-o zonă uh, un uh, inginer care la 50 de ani nu are niște responsabilități importante, sau la, chiar la 40 de ani nu are responsabilități importante, nu pot să spun că este un uh, om care era dedicat acestei meserii. Cum e sectorul de construcție acum? A, în momentul de față, cred că sectorul de construcții e mai într-o într poziție mai bună ca niciodată. Deci n-a fost niciodată, a fost un declin uh, extrem de mare după 90, treptat, treptat. Cred că groapa maximă a fost între, uh, la minim, a fost între 97-98 până prin 2002-2003, când iar a început să crească, a crescut fulminant în acea perioadă 2004-2009, uh, când a, a venit criza după care iar a fost o cădere uh, o cădere uh, extrem de, de, mare un, uh, criza a adus în special în construcție a adus o, uh, practic uh, o strangulare a domeniului și culmea e că se, se observă și, și specialiștii și oamenii ei vezi că au practic, niște perioade s-au format exact în perioadele de vârf ale, pentru că atunci au, avut, au văzut că lucrurile merg bine și uh, au intrat în domeniu, în 2002, 2004, 2000, până prin 2009, după care lucrurile nu au mai mers bine și atunci, evident, tinerii nu au mai fost atrași. Acum, din păcate, deși lucrurile merg din ce în ce mai bine, piața e din ce în ce mai puternică pe, pe zona investițiilor și automata construcțiilor, tinerii totuși parcă au rețineri. Deși sunt sigur că această fluctuație nu va mai fi. În general, orice perioadă rea are un final, ca și orice perioadă bună. Ne trebuie să fim pregătiți pentru tot felul de situații, scenarii. Și, dar acum noi vorbim de minim 10-15 ani buni pentru construcții. Deci tinerii Uh, au uh, ocazia să -și, uh, să și aleagă o, o meserie în acea de constructor uh, de lungă durată. Ceea ce s-a întâmplat în uh, 2007, 2008, 2009 a fost o experiență, o experiență pe care, numai, pe care nu mai trăisem după 90, Însă suntem capabili să gestionăm o astfel de o eventuală nouă criză în, în, a, în alt mod. Care a produs învățăminte, practic. Da, în alt mod. Este o experiență în care și managerii, dar chiar și tinerii, pentru că în construcții, dacă vrei să faci performanță deja după câțiva ani, 4-5 ani, înainte se spunea că îți trebuie minim 10 ani ca să începi să știi ceva în construcție, acum nu mai e nevoie. Acum nu e nici ca în IT unde după 2-3 ani deja unii se declară seniori, dar nu -ți mai trebuie atât de mult timp ca să devii un bun inginer. Un bun dacă noi vorbeam de 3 ani de stagiatură, acum cred că stagiatura o poți considera un an, un an jumate. Iar de la 5 ani, 7 ani, deja poți fi considerat un inginer cu experiență medie. Nu mai vorbim că peste 10 ani, deci la o vârstă destul de tânără, undeva până în 35 de ani, ești, și dacă ai avut o activitate intensă, cu multe proiecte, te-ai implicat în multe activități, ești deja un inginer cu experiență. Și automat și partea materială, ați observat că n-am prea discutat de aspectul acesta, este un aspect care este primordial pentru marea majoritate, a celor care a tuturor, de fapt, nu numai a celor din construcții, a devenit și această parte, componenta aceasta de salarizare a devenit extrem de atractivă. Și sunt multe situații în care un inginer cu experiență și un inginer implicat, asumat, câștigă mai mult de chiar decât în vest. Pentru că este o criză mai mare de ingineri în România decât în vest. Și mai e un lucru... Uh, un inginer care zice eu prefer să rămân român, care e inginer constructor și zice prefer să rămân în Germania sau în Franța, nu rămâne acolo pentru bani, pentru că are mai mulți bani, mai ales considerând cheltuielile pe care le are în România să rămâne acolo pentru atmosferă, condiții pentru condiții, pentru atmosferă, pentru posibilitățile pe care le poate oferi societatea respectivă familiei, copiilor, posibilități care, de care trebuie să avem și noi grijă să, se, să le de, pe care trebuie și noi să avem grijă să le dezvoltăm în țară. Și avem posibilitatea asta, totul ține de modul în care noi am capacitatea să ne recreăm o țară în care să ne placă să locuim. Din nefericire, România, de-a lungul timpului, prin ceea ce am făcut noi, a devenit o țară în care nouă românilor nu ne place să, să stăm, să locuim. Începând de la modul de apreciere, după aia cu, continuu cu eu știu, viața de zi cu zi, când te duci la la spital, la, 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 spital, școală. la școală, la orice instituție publică. Culmea este să faceți o, o că avem un cerc vicios. dacă ați lua interviu oamenilor care funcționarilor de la stat. Uh, ei sunt cei mai nemulțumiți de ceilalți funcționari de la stat. Deci când îi asculti, îi critică pe ceilalți uitând să se uite, uh, 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 să se uite la ei. Publică, în ei nu-și dau seama că toți creem și noi la rândul noi, ei ne critică pe noi, noi îi criticăm pe ei, Am avut tendin, avem tendința să creăm două luni diferite. A celor care lucrează la stat cu a celor care lucrează la privat. Uh, lucrul ăsta pornește de la faptul că uh, odată nu ne știm uh, și nu ne respectăm uh, activitatea trebuți. și munca pe care trebuie să o facem de zi cu zi și al doilea lucru, nu ne asumăm. Uh, întotdeauna avem tendința să spunem că nu se poate fără să venim cu soluție. E în regulă. Orice problemă trebuie să... Sunt probleme, le vedem, E un prim pas, că am avut capacitatea să vedem problemele, trebuie să venim și cu soluția. În situații în care trebuie să iei decizii, în care ai variante, dar niciuna nu e perfectă. Și, în general, lucrurile sunt așa. Toate au plusuri și minusuri când iei o decizie și trebuie să o iei din mai multe variante. Însă, trebuie să-ți asumi. Sunt mulți care nu doresc să-și asume, văd lucrurile cu minus, văd lucrurile cu plus, dar nu vor să-și asume, de fiecare dată găsind un motiv că cealaltă soluție ar fi fost mai bună decât cea pe care, care a fost aleasă de un coleg al lui. Problemele astea au creat un mare, mari, mari, mari bloc, nu numai blocaje, disfuncționalități la ce pun de la lucruri mărunte până la Sisteme întregi. Practic, pentru același lucru, în loc să o rezolvi într-o singură acțiune, trebuie să faci multe acțiuni repetitive. De multe ori, acțiunea unuia este anihilată de acțiunea celuilalt. Deci, ele nu sunt coordonate și nu sunt corelate, astfel încât un proiect are nevoie în România de mai mult timp pentru a ajunge la maturitate decât. În altă, în altă țară, tocmai pentru că noi încă nu ne-am creat în condiții de economie de piață un, un sistem de funcționalitate uh, coerent, uh, ce puțin uh, la, nivel, uh, la nivelul uh, uh, aparatului uh, de stat, Cred că lucrurile sunt, sunt mult rămase în urmă, cu atât mai mult cu cât în momentul de față este un aparat extrem de încărcat, dar cu foarte puțin decidenți. Când te duci într-o entitate care îl între și îi întrebi de stat, și îi întrebi câți angajați aveți, eu spun câteva mii, dar nu-ți vin în minte decât câteva persoane, două, trei persoane, de, de parcă numai acele persoane ar lucra acolo. De atunci îți dai seama că există un, uh, un număr mare de angajați acolo care, cu ei sau fără ei, e, tot, la fel. Uh, 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 nu s-ar întâmpla nimica. Adică lipsa lor nu ar fi observată de nimeni. Aș vrea să vă mai întreb care dintre proiectele pe care le-ați coordonat din totdeauna de când există societatea de construcție Erbașu v-a plăcut cel mai mult? Acum, dacă privesc din punct de vedere al uh, importanței și al uh, ca să zic așa impactului. Mai degrabă sentimental, yeah. cred. Uh, dacă privei din punct de vedere al impactului, uh, evident că stadionul, că esteau sau că era pista de unul din cele două au fost cele mai de impact uh, dintre, dintre clădiri, dar de exemplu pentru mine era și perioada de început și era mai spre specializarea mea de exemplu a fost stația de epurare de la Timișoara poate să vi se pară, nu? stația de epurare era cea mai mare stație de epurare din România la vremea respectivă care se construia era domeniul în care îmi sem uh, diploma, de, deci practic pe, pe asta mă specializasem uh, în ultimul an de facultate. Și acolo, într-adevăr, am intrat în multe amănunte, și în zona de uh, proiectare, și în zona de uh, execuție, uh, și în zona de management. Și mi-a rămas extrem de de, de dragă pentru că, într-adevăr, implicându-mă zi de zi foarte mult, am asimilat extrem de mult din, să zic așa, din energia care s-a depus acolo și am rămas cu ea, am rămas cu foarte multe amintiri din acea perioadă. Evident, când ai multe proiecte, sunt mari, mulți oameni, la un moment dat, uh, 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 ți se diluează uh, impactul uh, respectivei lucrări asupra creierului, asupra uh, asupra modului uh, în care uh, îl nu nu și da, și modului în care îl simți uh, acea lucrare. Una să să urmărești o lucrare de când a fost proiectată cu toate problemele ei, până s-a terminat și alta este episodic, să treci din lucrare în lucrare și să vezi în ce stadiu se află. Deci a fost a fost să zic lucrarea care a avut cel mai mare impact și pe, dura, pe durată destul de lungă din 2004 până în 2010. A avut cel mai mare impact asupra mea ca și inginer atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere managerial. Acum în ce fel de proiecte sunteți implicați? În uh, o, compania în ansamblu, ei are foarte multe domenii. Uh, lumea știe partea aceasta cu uh, uh, eu știu. Complex, complexele sportive, avem pe partea de monumente, de exemplu, în momentul ăsta, uh, reabilităm clădirea universității care este cel mai mare, cel mai mare clădire monumente din țară. Uh, avem în zona reabilitărilor, în zona consolidărilor, asta dacă vorbim de aceste construcții civile, de civile. dar avem infrastructură, apă, canal, tratare, epurare, tocmai ce vă povesteam mai devreme, drumuri, un alt departament, nu numai drumuri, tramvaie, Lucrări de transport, de infrastructură de transport. Avem de asemenea lucrări în domeniul medical. Deci am dezvoltat extrem de mult pentru că, într-adevăr, în domeniul medical este. se vor face investiții foarte multe și foarte mari. Din nefericire, pentru că devenim o populație îmbătrânită. Și cu multe probleme de sănătate. Și acest lucru ne va necesita un număr mare de uh, unități spitalicești modernizate, sper eu, foarte eficiente, astfel încât uh, ulterior, noile generații să fie mult mai sănătoase, să se facă o, un fel de medicină de prevenție. Astfel încât oamenii să-și poată găsi uh, problemele medicale într-un stadiu incipient și să poată să-și le rezolve foarte repede și mult mai ușor și mult mai ieftin. Uh, pentru asta însă trebuie multe investiții, atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere uman. Așa cum sunt necesare investiții și în domeniul nostru a constructorilor. Dar uite, în felul ăla, acesta de fiecare dată avem uh, tangență cu alte specialități avem tangență constructorul, în felul în, acest mod are construiește, pe una din lucrări este construim un tribunal sau acolo fără să vrem avem tangență cu avocat judecător care își desfășoară activitatea acolo spitale, cum am vorbit mai devreme. Avem tangență cu sportivi, de toate felurile. Deci este extrem de plăcut să, să vezi că dintr-o meserie poți să te duci, că trebuie să înveți extrem de multe cunoștințe pentru a construi ceea ce trebuie să fie util uneia alte bresle, trebuie să înveți puțin, și din modul în din care îți desfășoară activitate, activitate. activitatea acele alte brăsle, alte, alte, alte meserii, ca să poți să-i faci o clădire adecvată activității lui. Și este foarte interesant să, să, să obții aceste cunoștințe. Pe de altă parte, și cunoștințele din constructor, din construcții se pare că sunt asimilate de, de toți ceilalți. Știți foarte bine că uh, sunt câte unii care zic că dacă au făcut o casă, au învățat să fie uh, și să au devenit constructori. Adică exista la un moment dat o vorbă că în fotbal și în construcții ne pricepem toți. Uh, nu e chiar așa a face o casă nu înseamnă că știi să faci vești construcții. Uh, să din măcar dacă o faci corect. Uh, da. Nu, îți dai seama că orice, orice în domeniul construcțiilor uh, ai întotdeauna uh, și parcă, că și în cel, nu, sigur și în alte domenii ai de învățat. Nu există noțiunea că uh, ai uh, ai făcut atât de multe când nu mai ai nimic de învățat. De fiecare dată uh, vei construi altceva care va fi unicat, vei construi altceva care este altfel decât ceea ce ai făcut înainte. Uh, tocmai de aceea, probabil că domeniul, domeniul nostru este atât de frumos, pentru că nu este unul plictisitor. Dacă vrei, într-adevăr, să te dedici construcțiilor, nu te vei plictisi deloc toată viața. O să încheiem atunci așa optimist cum ați terminat dumneavoastră ultimul nu lucru. Nu Toată discuția trebuie să fie optimistă și, și trebuie să le transmitem celor care s-ar gândi să ni se alăture că sunt bineveniți, că vor avea o carieră frumoasă și la sfârșitul activităților, peste ani de zile, nu o să le pară rău de alegerea pe care au făcut-o. Mulțumim mult pentru timpul acordat. Și mersi.